Bună, dragilor, Tudor, sunt de la Lavanda de România și se apropie cu pași foarte rapid sezonul de a planta lavandă cu rădăcină nudă. Asta de aici, mutașii ăștia de lavandă, care momentan sunt foarte fain dezvoltați, foarte bine dezvoltați. La câțiva am lăsat și floricelele. Și începe undeva, probabil că pe la început de noiembrie, când se face suficient de rece afară, noi vom începe să expediem comenzile voastre. O parte dintre voi deja ați plasat comenzi, unii chiar din primăvară, și așteptați să începem să facem, să începem să-i livrăm, să livrăm acești butași cu rădăcină nudă. O parte dintre voi vă plasa comenzile, precomenzile, acum luna octombrie, și urmează ca în câteva săptămâni noi să vă contactăm telefonic și pe unii și pe alții ca să începem expedierea butașilor cu, de lavandă cu rădăcină nudă. Haideți să facem un tur, să vedem cât de fain arată, cât de bine s-au dezvoltat butașii până la această oră. Și țineți minte că mai sunt încă 4 săptămâni până când începem să-i scoatem și să-i livrăm la voi. O să crească puțin mai mult decât acum. Iată cum s-a dezvoltat. Ei sunt lemnificați bine, foarte fain dezvoltați. Și înălțimea e mare, na, palma mea e atât. Deci este mai mare decât palma mea. Adică cam două palme de ale mele. Bine, dacă îi tundem să fac mai mici, deci nu e foarte relevant înălțimea, dar ce e relevant este gradul de lemnificare, dezvoltarea lor, au și frunze, au și flori. Aici vedeți că e unul care s-a uscat, nu tot se prind, și aici unul care s-a uscat, și aici unul care s-a uscat. Aici unul foarte mic, ăsta nu-l vindem. Și în schimb, noi facem o sortare. Urmează să începem o sortare în câteva săptămâni. Alegem tot ce e bun de aici și vom începe undeva pe la început de noiembrie să expediem coletele cu butașe de lavandă cu rădăcină nudă. Spus pe o folie aici, ca să-mi iasă burienile. Urmează să îi scoatem cu totul din folia aia. Îi alegem, alegem pe cei care arată mai bine, îi legăm în buchetele acelea în care îi primiți voi, cele pe care le-ați văzut pe site, pe butașdelavandă.ro, și îi ducem la hală, îi băgăm în colete și expediem către voi. Chiar vă invit să vă urmăriți, să mai avem mai multe clipulețe pe canalul nostru de YouTube și avem un filmuleț făcut de, cred că acum 2 sezoane, fix în momentul în care pregăteam butașii de lavandă cu rădăcină nudă. Chiar vă invit să vă uitați și la acel filmuleț, să vedeți exact cum faci toată procedura. E foarte multă muncă în spate, depinde foarte mult de oameni, nu prea se poate automatiza această muncă. După ce îngheață solul complet, nu se mai pot planta pentru că nu mai avem cum să săpăm solul. Planta are nevoie de cât mai mult rece ca să poată fi plantată și să și prindă. De asta așteptăm până în noiembrie, de asta putem să o plantăm și în decembrie dacă nu îngheța solul. Muncă mult aici să pregătim butașii acestea, dar o facem cu drag pentru voi și vă așteptăm să intrați pe butașdelavandă.ro să plasați comanda voastră de butași de lavandă cu rădăcină nudă, ăștia de aici, toți ăștia de aici, sunt pentru voi. Intrați acum pe butașdelavandă.ro și expediem la început de noiembrie.